Titona este un fiziokinetoterapeut interesat în recuperarea musculo-scheletală, în special a sportivilor de performanță, astfel că a obținut cursurile de la FIFA Medical, diploma despre care vom vorbi aici la 360 Medical are o experiență în recuperarea neurologică și post-traumatică și face parte din echipa Neurokinetic Terapii, unde își dorește să-i ajute pe românii care vor să aibă o postură corectă, dar să-i scape și de tensiunile musculare. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vin din Grecia, în 2015 am ajuns în România. După care am urmat studiile de kinetoterapie în cadrul Facultății de Kinetoterapie la UNEVS, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Și vorbiți foarte bine românește Mulțumesc frumos Ce v-a atras să rămâneți în România și să vă ocupați practic de recuperarea musculoscheletală a pacienților din țara noastră? Latura această de medicină față de Grecia când am absolvit în România, facultatea a fost foarte dezvoltată Mi-a plăcut și mi-a prins foarte bine Este ceea ce căutam practic Plus că am practicat un sport Fotbal, mulți ani de zile și cum a România mi-a dat posibilitatea să reintru din nou în lumea sportului după ce am, am stopat cumva legătura cu el. Practic de aici și legătura și pasiunea pentru uh, sport și a lucra cu sportivii. Sigur, sigur, da. da, de aici a pornit totul. Mi-a părut foarte interesant ceea ce mi se întâmpla mie la accidentări și am zis că uh, asta este ceea ce o să fac eu dacă nu reușesc să ajung fotbalist. Aș vrea să-mi explicați puțin în ce constau aceste cursuri FIFA Medical Diploma pe care le-am văzut în CV-ul dumneavoastră că le-ați absolvit și la ce ajută. Bun, o să pornesc un pic de mai în spate în timp. La accidentările mele nu era o recuperare foarte profesionistă, foarte performantă, ceea ce m-a determinat să fac niște studii, dacă am hotărât să lucrez cu sportivii, am hotărât să fac niște studii puțin mai performante, să văd și eu cum se lucrează într-adevăr cu un sportiv după, după, accidentare. Fiind de la FIFA, care este o instituție foarte mare, foarte cea mai mare în lumea sportului, mi-a dat posibilitatea să înțeleg cumva cum, cum se lucrează cu un sportiv, reluând de la zero și să ajungă încă o dată la performanța maximă. Și, practic, kinetoterapeuții care fac astfel de cursuri au un atu plus pentru a lucra cu sportivii. În ce sens? Ce învață ei acolo? Se învață esența a recuperării. Cum ar trebui să se înceapă o recuperare, unde ar trebui să, să avem grijă și toate obiectivele care trebuie să ajungă. Asta în funcție de fiecare sport în, în parte. Pentru că fiecare sport recuperarea este uh, diferită, plus că accidentările sunt foarte diferite, diferite de la sport la sport. Cu ce sport ați lucrat? Până acum am lucrat, am avut posibilitatea să lucrez cu echipa de gimnastică feminină. În primul rând vreau să le felicit pentru performanța în Belgia. Au reușit să ia locul 5 și le vedem la anul la Paris, în 2024. Am mai lucrat cu Alexandra Cadanțu, o tenismen, tenismen româncă și foarte, cu foarte mulți fotbaliști. Trebuie să ne uităm un pic mai în spate, la fazele de dezvoltare a copilului, de la faza de stând, mers și alergat. Prima dată ar trebui să ne uităm cum stă copilul sau un adult în ortostatism. Trebuie să analizăm postura lui unde este deficit. Pe urmă să trece la faza mersului, cum își activează mușchii, cum care este performanța lui la mers și ultima dată la alergat. La După cum știm, sportul schiul este un sport care necesită o mare, un efort mare fizic, iar pentru a practica fără accidente acest sport ar trebui să ne pregătim foarte bine la nivel musculoskeletal. Cu alte cuvinte, nu te sui imediat pe schiuri să înveți să schiezi sau chiar să schiezi deși știi... Niciodată. Ar trebui să avem o pregătire prealabilă înainte ca să fim gata pentru a practica acest sport. Ce se întâmplă dacă oamenii nu țin cont de acest aspect și fac exact cum vă spuneam mai devreme, se duc la munte, își pun schiurile în picioare și își dau drumul pe pârtie? E simplu, accidentările sunt mult mai frecvente și mult mai grave față de cineva care a făcut înainte o pregătire fizică. Nu spun că dacă faci o pregătire fizică, tu nu poți să te, te accidentezi, dar. Accidentarea poate este puțin mai, mai, accesibilă de către noi să, și recuperarea este mai, mai, rapidă. În ce constă pregătirea de dinainte dacă ar fi să vină o persoană la neurokinetic? Practic, ce faceți cu acea persoană astfel încât să poată să meargă la schi și să fie totul mai sigur? Bun, cum v-am zis și înainte, ar trebui să facem faza de postură, analiza posturală, după ce trecem de faza de analiză posturală și noi reînvățăm clientul cum să stea în picioare, cum să se miște, cât mai bine, se trece la faza de pregătire fizică. Constă în exerciții de pregătire fizică, plus pentru mine și exercițiile de cardio sunt foarte importante pentru, pentru ski. Adică ar trebui să ai o pregătire cardio foarte bună ca să poți să poți face o părtie cap-coadă. În cât timp se face această pregătire? Părerea mea este că două-trei luni înainte de a începe sezonul de schi, este cel mai bine să înceapă un program de pregătire fizică pentru, pentru acest sport. Plus, că rezultatele apar în timp, nu apar imediat după să zicem, dacă ai făcut 10 ședințe, tu ești gata pentru, pentru schi. Nu, niciodată. Ne oprim atunci când. Nu mai facem greșit nu atunci când am făcut bine, bine un lucru. Rupturile musculare și ligamentare, cât de frecvente sunt și cum se recuperează ele după schi? Sunt foarte frecvente dacă nu avem o pregătire fizică cum trebuie. Protocolul de recuperare este de 3 luni de zile. Îl refer la o la ruptură de ligament. Asta în caz că ne ținem după programul de recuperare și folosim aparatele necesare pentru, pentru acest tip de, de ruptură. Însă nu sunt recuperate de definitiv. În ceea ce privește ofertele pe care le aveți la Neurokinetic în perioada următoare legate de această pregătire pentru schi, ce oferiți? Bun, Acum am început o campanie, pe, avem o ofertă pentru programul de schi, o pregătire fizică pe, pentru schi de două ori pe săptămână. Plus că o pregătire fizică ar trebui să fie asociată și cu masaj. Adică nu trebuie să te pregătești fizic până în momentul în care te puizezi muscular. Ar trebui să facem și un masaj cumva pentru a ne relaxa, pentru a fi mult mai pregătiți pentru ședința, ședința următoare.